la nivel practic, pentru că de când au început aceste tentative de trecere ilegală a frontierei și până acum, nu a fost un singur grup care să nu fie identificat din timp de către ofițerii Poliției de Frontieră, să nu fie monitorizat în mișcările pe care le-au făcut și apoi să nu fie interceptat. Din nou, asta arată pregătirea foarte bună care există la nivelul Ministerului de Interne pentru a gestiona frontierele externe și pentru a gestiona fenomenul migraționist.